De două săptămâni, sute de elevi din Târgoviște îngheață în sălile de clasă. Astăzi au ajuns la limita răbdării și au răbufnit. Ore în șir au protestat în curtea liceului în care învață. Oricum, afară nu era mai frig decât în săli. Motivul pentru care s-a ajuns aici, întârzieri în montarea centralei termice. În acest moment, în Târgoviște sunt 17 unități școlare, inclusiv grădinițe, fără căldură. Chiar dacă lucrările sunt în curs, unele dintre ele au termen de finalizare abia în luna ianuarie. Cu geci groase și fulare înfășurate la gât, elevii cer ceea ce ar fi trebuit să aibă în mod normal, căldură în clasele unde învață zilnic. A fost fric săptămânile astea, am înghețat la școală. Cu nasul roșu, zgribulită, o altă elevă cu un an mai mare stă ore în șir la școală în aceleași condiții. Două săptămâni stăm în fric și ne promite că ne bagă la căldură și nu ne bagă. Mai putem de fric, înghețăm în clasă de fric. E foarte fric. Orele s-au scurtat de la până la 1 și urmează până la 11, asta nu e școală. Ieri hotărâsem în Consiliul Profesoral să rezistăm până vineri, dar azi noapte fiind foarte frig, elevii nu au mai putut sta în clasă. Rugămințile conducerii liceului de a opri protestul nu au avut niciun efect. Din curtea școlii, elevii au mers direct în fața primăriei din Târgoviște. Să nu credeți că dacă ați venit astăzi în acest protest spontan, ne-am adus aminte că e frig la liceul Heliadă Rădulescu. În cel mai rău caz, vine, veți avea căldură. Înțeleg de cum veți avea căldură? Au spus că de vine și acum dau vina pe noi că din cauza că am făcut un protest o să avem peste două săptămâni. A zis că este un meeting fără autorizație și s-ar putea să ne luăm și amenzi. Așa că, cel puțin pentru moment, elevii au oprit protestele, iar în funcție de frigul de afară, vor vedea dacă pot înfrunta și mâine temperaturile scăzute din școală.